Bună ziua, jurnalistul Lucian Mândruță este din nou alături de mine în studioul Puterea Știrilor. Bună ziua, bine ați revenit bună, în studio. Bună, să vă fie inima. Bună tuturor. Avem o serie de cadouri, vorbeam și înainte de a intra în emisiune, din Parlament. Vin sub cadouri. Bradul tăiat proaspăt s-au pus niște cadouri, de fapt sub ciutul bradului, că primul el a mai rămas cu pădure. Recursul compensatoriu, corect, a scos mai devreme din pușcării peste 21.000 de infractori. Acum i-am scos, îl abrogăm, cum ar veni. Am deschis ușa, acum o închidem la loc, dar cine mai e înăuntru... Dar interesant este că tot PSD-ul nu mai vrea, care PSD-ul aparentă, nu? Aceiași parlamentari care au votat încolonat și în bloc, fără niciun fel de defecțiune de conștiință, pentru această lege, acum votează complet la fel de disciplinat, tot în bloc, împotriva acestei lege. De ce? Iartă-mă, dar voi mai vreți salariu de oameni? Că vă comportați ca oile, ar trebui să vă plătim în fâneț la Parlament. Deci fâneț să se aducă acolo în față și niște sare să o lingă din când în când, știi? De unde această schimbare de atitudine? Așa de la o lună la alta. Așa sunt obișnuit, s-a schimbat șeful, șeful ăsta la altul e mai pe partea elaltă. Gata, cum ziceți, cum a spus domnul Ciolacu, împotriva legii pe care noi am votat-o? Perfect, aveți dreptate. Cum de nu ne-am dat seama atunci ce proști am fost când l-am ascultat pe domnul Dragnea? Astăzi în Parlament? Jalnic că măcar unul n-a avut o conștiință. Băi, și-au făcut bine că au abrogat-o, da? Dar mă, totuși, mă aștept la Parlament să fie altceva decât Marea Adunare Națională care execută niște ordine. Mă aștept diversitate, mă aștept la dezbatere, mă aștept ca oamenii să vorbească despre ceea ce votează. Și atunci mă așteptam și acum mă așteptam. Dezbaterile au loc doar la moțiuni și alea cu atacuri de la unii la alții. E foarte bine să se atace, de-aia ne trebuie Parlament. Dacă te uiți la analele parlamentare de la 1860 și până încoace, cele mai simpatice și alea delicioase, cu adevărat suculente, sunt până pe la 1900. Când și limba era mai frumoasă, mai arhaică, un pic așa, și se atacau, se făceau măci în Parlament. Așa e normal, așa e democrația. De-aia o folosim, pentru că ea conține dezbatere. Mai înainte, când nu se mai dezbătea, era nasol. Tot astăzi în Parlament, supraacciza la carburanți a fost eliminată, la fel și supraimpozitarea contractelor part-time. Ne plângeam de una zi că trecem de deficit de 4,4% deficit, dar care este următoarea sărbătoare pe care ne-o propune PNL-ul? Că PNL-ul și el cu PSD-ul, hai să mai tăiem niște taxe. Adică hai să mai scădem veniturile la buget. Deci nu știu, să se ducă deficitul și mai sus. Da, exact. Asta se va întâmpla. Sunt unii care acum explică, ei ca sunt avocații PNL-ului, explică foarte savant că stai că o să se crească consumul de combustibil și deci volumul comerțului și deci poate că o să încasăm mai mult la buget. Poate, dar deocamdată pe ce vindem acum de când intră în vigoare, o să încasăm mai puțin cu 25 de lei aia, de care zicea domnul Sighiartău la cap de locuitor care face plinul. Deci problema este că noi am descoperit că avem o problemă și rezultatul firesc imediat următor este încă un exces de populism. Așteptam altceva de la un partid liberal care este conștient și care înțelege care sunt problemele țării. Să mai dai poporul încă 25 de lei, nu e în cartea mea. Dar prețul la pompă scade. Posibil deci să românii poate vor fi bucuroși. Stai să vezi când o să înceapă unică în care nu o să scadă prețul la pompă. Să vezi când o să înceapă Petromul. Stai că sunt de fapt niște probleme, trebuie să mai facem niște investiții, issues, chestii și poate nu scade. Să vedem ce mai distrăm atunci. Așa. România, din păcate, are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA. Da. Cum am ajuns aici? Avem 44% analfabeti funcționali. Era și o glumă zilele acestea. În sfârșit suntem funcționali la ceva. Da, la suntem analfabeti funcționali. Exact. Da, foarte frumos din partea noastră. Ce să zic? Păi, în primul rând, școala este plictisitoare. Am și scris despre asta. Am avut o experiență cu copilul meu cel mic, cu băiatul cel mic, care era la română și avea de făcut niște comentarii. Și eu scris și eu vreo 2-3 cărți de eseuri, cumva mă consideram competent să scriu împreună cu el un comentariu literar. Nu, zice, tata, nu e bine. Iau 4 dacă merg pe mâna ta. De ce? E prea original. Deci nu putem. Trebuie să-l dăm pe ăla pe care ne-a învățat profesoara să-l dăm. Adică nu dăm noi ce vrem, că avem noi deci o părere. Deci practic nu s-a schimbat nimic. Deci profesorii vor să-și audă de la elevi părerile repetate în oglindă. Păi ce e asta? Suntem ecou, e școală de ecouri. Eu zic că în momentul ăsta, la cât de plictisitoare este materia la limbile umane,
la materiile umane, la română, la partea de, nu avem foarte, cine știe ce, civică, un fel de așa, educație civică, și aia plictisitoare, la istorie, de asemenea, numai mituri, nimic cu adevărat modern, contemporan, comunismul e, îl trecem așa, sub preș, repede îl îngropăm sub preș, să nu fie probleme, nu discutăm cu adevărat problemele reale, nu avem autori, la română nu avem autori contemporani, poeți, scritori, sunt tot... Cine a citit? Zim cineva care se uită acum la noi. Ai citit în ultimul an Slavici? Agârbiceanu? Agârbiceanu, pardon. Marin Sorescu? Dar era și Sadoveanu. Un studiu că da, românii cumpără, 97% dintre români au cumpărat o singură carte. Nu au cumpărat da, o carte într-un an. E nu adevărat. Au cumpărat să o carte. Știi că m-am uitat. Am să vă dau o veste bună. Acum am uitat pe niște statistici. În aceeași situație sunt 70% dintre americani. Consumul de carte scade în toată lumea. Deci noi nu suntem foarte departe de americani. De ce scade? Pentru că cu e din ce în ce mai distractivă viața în jurul nostru. Da, Netflix, HBO Go, cablu, consolă de jocuri lângă televizor, consolă de mână pentru copii când merg cu mașina. Pe vremuri se dădea o carte copiilor în spate la tren. Sau în mașină. Acum se dă consolă. Ia, domnule, telefonul, lasă-mă în pace. Nu vreau să stau de vorbă cu tine. Ce păi faci, și e bine meu? Că am păi trecut nu de e deloc bine, dar asta este partea viața. Partea cealaltă. Da, și școala nu a învățat să competiționeze cu aceste tentații care sunt uriașe. Școala, în momentul ăsta, te pregătește pentru trei calități mari și lat. Plătitor de taxe, votant PSD și enoriaș la biserică. Astea sunt cele trei calități pentru care te pregătește școala. Gânditor independent cu capul tău, no way. Ori testele PISA exact asta vor să vadă. Băi, nu că ești deștept. Ești cumva capabil să emiți niște idei originale și să te descurci în viața asta de capul tău? Sau să înțelegi că da? Aparent complicat. Mulți citesc, dar nu înțeleg. Deci asta, practic, da, asta se întâmplă. Că nu, citesc și nu înțeleg, problemă. Pentru că s-au obișnuit cu meme-uri. Știi? S-au obișnuit. Nu putem să urmărim ceva mai complicat de trei fraze. Cât este un citat din Paolo Coelho pe Facebook, share-ul de alți tâmpiți prieteni cu noi. De asta suntem în situația asta. Viața a devenit prea simplă la nivel de comunicare. Asta e, na, rezultatul nu se va este foarte tragic pentru că vorbim de tineri, viitorul da. Acestei țări. Da, și cum ar veni pensia noastră. Cum arată viitorul? Cum să arată? Pensia va fi mică, părerea mea. Deci, și, dar proastă. Și pe bancnotă va fi Dani Mocanu. Nu va mai fi Eminescu. Să sperăm că nu. Da. Proasta guvernare poate fi una dintre cauzele acestui sistem de învățământ deficitar, ca să nu spun altfel. Guvernare este aleasă de oameni. Așa deci noi suntem responsabili. Da, absolut tot. Deci cei care ați votat, sunteți responsabili. Cei care n-ați votat, dublu responsabil, ca să știți. Nu suntem, nu putem să ne extragem să zicem, băi, numai ministrii au fost de vină. Păi iartă-mă, dar nu. Am zis că și ministrii și aruncă da. Vina de la unii la alții. Când cade câte un avion, e de vină ministrul transporturilor? Nu, foarte rar se întâmplă să fie el de vină în mod direct. Suntem, testele PISA și școala ne reprezintă pe noi. Ca și cetățeni, dacă vrei. Dar ne putem redresa din această situație? Sigur că da. Cum? Păi e foarte simplu. Că haideți pare să că plătim... de la an la an e cea mai bună idee mai pe care am citit-o zilele astea a fost să plătim profesori în funcție de performanțele elevilor. Punct. Se plătim mult mai bine decât acum, clar, dar la funcție de în funcție de performanțele elevilor. Cum am putea ceea ce, face păi, asta? Păi, nu știu. Păi să intre ăia la o liceu, la o... Îți intră un, să din fie clasa olimpic, ta, sau... îți intră, nu neapărat olimpici, dar îți intră la o facultate bună, să ai, nu știu, 100% din salariu pentru fiecare elev care se intră la o facultate bună. Deci și atunci nu o să mai ai o presiune să dai meditații, o să te chinui cu ei ca să-i scoți. Asta înseamnă să avem și profesori buni, că știm că unii ajung da. Profesori, iau la titularizare cât? 2? 3? Nu, da, așa și zicea și Funeriu, sunt... să dăm testele PISA profesorilor că o să iasă la fel de prost. Credeți? Deci, da, sunt sigur că e așa. Sunt sigur. Și am fost și eu un pic de cadru didactic, adică recunosc că niciunul nu-s mai braz. Nu mă extrag pe mine din ecuația asta. Am fost vreo 2 sau 3 ani cadru didactic asociat la FJSC, la Facultatea de Jurnalism, și recunosc că eram la fel de plictisit ca toți ceilalți profesori. Nu că nu eram, nu mă interesau banii, nu mă dusesem acolo pentru bani, ci faptul că foarte puțini dintre elevi mă provocau intelectual a fost o problemă la mine. Foarte puțin. Toți voiau să fie Mircea Badea sau Andreea Esca. Niciunul nu vrea să fie el însuși și să vină cu niște idei originale.
Deci aveau niște modele pe care... Nu niciunul, dar foarte puțin. Au fost vreo câțiva. Unul dintre ei pe care l-am descoperit de curând e o fată care face stand-up în engleză. Mi s-a părut wow. Da. Dar ați văzut vreo schimbare de la an la an în ceea ce înseamnă performanța elevilor, studenților? Păi am început de mai jos decât suntem acum. Cred că am început să măsurăm prin 2005-2006, nu mai știu exact. Am avut un moment de urcare până prin 2009 sau 2010, după care a început să scadă. Cam așa arată lucrurile în momentul ăsta. Acum că între timp s-au succedat niște generații de politicieni, e mai puțin important. Eu m-aș uita și la un alt factor. Cât din inteligenția noastră, ca să folosesc un termen rusesc, a plecat din țară și nu mai dă, mă rog, copiilor nu mai dau teste PISA. Că până la urmă, poate testele astea reprezintă și ceea ce și pe noi, cei care am rămas aici. Ca să zic așa, poate aia mai deștepți au plecat, te gândești? De regulă, nu? Cei care au mai făcut performanțe în România au ales să plece în afară. Și au zis, băi, de ce să te condamn la țara asta? Hai, o ștergem. Păi și mai putem să-i aducem acasă? Nu, în momentul ăsta nu putem să-i aducem acasă. Nu avem încă cu ce. Mai ales încă nu avem cu respectul pe care, în mod normal, trebuie să-l primești de la instituțiile publice, inclusiv de la politicieni. Și, de asemenea, nu putem să-i aducem înapoi cu cei doi factori, sănătate și învățământ. Te întorci să te îmbolnăvești. Pe de altă parte, sunt unii care se întorc din Anglia să se trateze aici, pentru că acolo, de exemplu, e și mai rău NHS. Serviciile sunt și mult mai scumpe. Da, e adevărat. E adevărat și asta. Deci, dar avem părerea mea guvernul. Este că România trebuie să fie din nou cool. Sunt câteva orașe în care e din nou cool, cool. Să trăiești. Ce la înseamnă cool? Cool, adică cool. Să fie atmosferă, un vibe bun pe străzi, să te uiți în ochii oamenilor, să vezi nu numai o sticlire de inteligență, o sclipire de inteligență, să vezi cumva și bun simț, suflet, energie, empatie. Un mix, da, adică să fie wow. Când, da. Asta se întâmplă în câteva orașe. La început era doar în Cluj, acum s-a extins interesant și pe la Iași. Din când în când, pe la câte un meeting, când se mai strâng oamenii în jurul unei idei, se mai întâmplă și la București, dar e încă încet. Cum spuneam, avem un nou guvern. Avem un guvern liberal, avem și președinte liberal, avem și guvern liberal. Da. Ce vă așteptări aveți de la guvernul Ludovic Orban? Uite, avem în educație o problemă gravă. Nu, cea mai gravă problemă o avem în jurnalism. În jurnalism? Da, cea mai gravă problemă. Uite, de exemplu, pentru mine, care mă consideram jurnalist de opoziție... Avem doar o problemă în jurnalism. Nu, mai multe, dar între altele eu nu am altele. Deci nu am alte probleme, recunosc cinstit. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, sunt norocos. Dar, înainte eram, mă consideram jurnalist de opoziție, da? Eram opus la tot ce însemna puterea politică în acest moment. Acum puterea PSD, politică, adică. Da, în general, PSD, ALDE și încă vreo câțiva. Acum sunt la putere niște oameni cu care nu aveam relații de rezbel, da? Ce mă fac? Nu pot să fiu jurnalist al puterii. Nu există așa ceva jurnalist al puterii. Adică este o stare, cum să zic, degradantă pentru un jurnalist. Am fost jurnalist, nu al puterii, dar oricum, prietenos cu puterea din momentul ăla. Nu mă simțeam bine, nu e în regulă să fii de acord cu aia de acolo. Presa, ca a patra putere în stat, ea este făcută să nu fie de acord în principiu. Să se lupte, să se zbată, să se diferențieze de ea. Noi nu putem să funcționăm ca și postaci, ca și propagandiști ai celor care sunt la putere. Păi și cum poți să nu fii de acord cu ceva cu care ai fost de acord? Unele lucruri sunt de acord cu ele, știi? Adică legea recursului compensatoriu, sunt de acord cu ea. Pactul pentru educație al lui Iohannis, sunt de acord cu el. Sigur, dacă aș fi reușit să-l citesc până la sfârșit, poate eram și mai de acord, dar m-am plictisit la un moment dat. Jur, dacă e plictisitor, ce să facem? Scrieți și voi documente, mai interesant. De asemenea, sunt de acord cu o mulțime de miniștri pe care îi văd acum. Sunt unii foarte ok. Violeta Alexandru, de exemplu. Premierul. Ministrul Muncii. Păi, mi se pare mișto și premierul, adică mi se pare ok. Dar nu pot să recunosc asta în public, în fața oamenilor, pentru că din momentul ăla sunt un pupincurist și eu nu doresc să fiu un pupincurist. Okay? Păi și cum facem? La fel îmi plac și la USR oameni. Mulți. Chiar și Caramitru, de-am zis că îl bat la un moment dat. Când s-a luat de noi atunci cu Rise Project, s-a luat de ăștia care citeau Rise Project și share-uiau, a zis că suntem plătiți și nu eram plătiți, dar și pe el citesc și mie, cum să zic, simpatic. Dacă o să ajungă vreodată la putere, Caramitru, ce naiba fac? Va trebui să fiu în opoziție și față de el, adică nici nu mai știu. Cu PSD-ul nu pot să fiu. Suntem, cu alte cuvinte, unii dintre jurnaliștii care erau înainte de opoziție, acum suntem fiii ploi. Dar în orice caz, jurnaliști de putere, eu nu cred că o să vreau să devin vreodată. Păi și cum facem? Păi nu știu, ori să te înscrii în partide,
ori să fii în opoziție. N-am altă soluție. Dar sau ne luăm o vacanță, nu-mi dau seama ce face. Ce așteptări aveți plecăm un pic din țară. Guvernul Ludovic Orban, un guvern liberal. Băi, am așteptări, iartă-mă că sunt așa de neprotocolar, am așteptări foarte mari de la el. Dar îl și înțeleg că nu poate să riște să pierdă următoarele alegeri. Deci îmi dau seama de tensiunea asta. Așteptările sunt să tăiem risipa, să dăm afară niște oameni care sunt aiurea în funcții publice, să mai tăiem și din pensiile speciale nesimțite. Dar pe de altă parte, înțeleg și pe ei că vor să mai câștige și niște alegeri, adică locale și parlamentare. Urmează încă un an electoral cu alegeri cruciale, și dacă vorbim de cele parlamentare. Exact. Avem această tensiune, știi? Îmi vine să-i critic când sunt populiști, că mie nu-mi place populismul, de unde ar veni, nu contează. Dar pe de altă parte, îi mai și înțeleg un pic. De ce sunt populiști? Uite asta, că au tăiat accizele la benzină. Da, de acord că era o tâmpenie pe care a pus-o Ponta să facă autostrăzi și n-a făcut nicio autostradă. Dar, pe de altă parte, acum ai nevoie de toate resursele de venit. Sunt convins că va trebui să mărească niște taxe la anul. Cum altfel o să fac? Iar ne împrumutăm, că probabil că asta e singura soluție. Dacă nu mărești taxe, iarăși mai tragem încă 10-20 de miliarde de dolari la datoria țării doar ca să ieșim la liman până la următoarele alegeri. Băi, nu-mi convine nici asta. Sunt, uite așa, gică contra. Dar credeți că va merge PNL pe acest trend ascendent și la viitoarele alegeri? Mă refer la cele locale și parlamentare. Cred că o să-i meargă bine PNL-ul la locale, pentru că, pur și simplu, lumea este absolut sătulă de edilii PSD. Deci nu se mai poate cu ei. Dar va avea deci, un timp PNL în care va trebui să gireze ceva. Deci până în octombrie, noiembrie, da, va trebui să gireze cumva. Va trebui. Dar la nivel local nu se mai poate. Deci este așa o tensiune în oameni. Nici nu vor schimbare și sper să înțeleagă și ăștia din PSD că băi, ce mai faci, nu mai funcționează. A înțeles chiar PSD-ul că și-a schimbat conducerea. Da, a înțeles un pic. Ciolacul ăsta a înțeles câte ceva. Acum aștept să mai dea niște oameni afară din partid. Am înțeles că astăzi va fi un cex și... Îl dă pe Bădălău afară. Domnul Bădălău ar fi domnul Buzatu, dar nu îl dă afară, Părerea dar probabil să nu-l invitați pe Bădălău la ședință că ăla pe pate, deci jur, se lasă și cu copce acolo după ședința aia. Deci aveți grijă cu Bădălău, că nu știe mult. Dar e dovedit. Cum vi se pare această schimbare a PSD-ului? Nu mai avem pe doamna Viorica Dăncilă, cum spuneam, îl avem pe domnul Marcel Ciolacu. Da. A preluat așa travestii, conducerea dărâmată. Travestii și a făcut PSD-ul schimbare de sex. Înțelegi? Și acum e travestii. Dar nu și-a tăiat toate organele, știi? Doar le ascunde așa și a pus ceva pe deasupra să nu se mai vadă. El însă tot ăla este, adică îi văd. Faptul că oamenii ăștia votează la unison, cum spuneam, în funcție de ce le spune șeful, mi-arată că nu e un partid democratic în continuare și că nici unul dintre ei n-are conștiință proprie. Ori, după mine, asta e descalificant pentru un partid. Da, e un partid care va avea, să zic așa, scenariul partidului Vadim Tudor? Nu. Că au pornit tot așa, în mare vogă și apoi s-a prăbușit. Doar dacă la nivel local, oamenii la nivel local, și asta nu înțelegem noi în România când suntem la oraș, oamenii la nivel local au nevoie de stăpân. Asta este absolut evident. Ei nu pot să conceapă fără stăpân, pentru că face parte din echilibrul lor interior să aibă un stăpân. Să știe și, domnule, aici la mine în Alexandria, e un șef. Sunt liniștit, am o problemă, la el mă duc. Am un necaz, pe el în jur. Adică nu mă jur pe mine, înțelegi? Oamenii nu vor să fie cetățeni în cea mai mare parte a timpului. Mulți vor să fie supuși, să aibă relația asta cu o autoritate. Îi securizează, sunt mecanisme psihologice de deschise în cărți. Și atunci trebuie un tătuc. PSD-ul va dispărea doar dacă PNL-ul reușește să găsească o soluție să își facă tătuci de-ai lor, la nivel deci, local. Deci doar așa. Doar așa. Și în momentul ăla nu va fi PNL-ul un partid mai mișto, va fi unul mai nașpa, până la urmă. Ce facem cu USR-ul? Ce să facem? Am văzut... La 12%. Și-au scăzut singur păi șansele. Dacă încep cu gafele, ce să le fac? Dacă trebuie să se gândească și ei când dau o declarație. Știi, ăștia, oamenii ăștia politici, că și la PNL s-a întâmplat. Ei s-au supărat, de exemplu, după ce au ajuns la putere, că au făcut o grămadă de lucruri bune, dar a ieșit Predoiu și a zis, nu vrem legea recurs. Toată lumea s-a inflamat și a explodat. Inclusiv eu am zis că sunt prost pe pagina mea de Facebook și de m-am preluat tot PSD-ul. Întotdeauna cel mai citat lucru va fi la nașpa, din ceea ce spui tu. Poți să spui o mulțime de lucruri unei femei. Ești extraordinară, ești minunată, ești frumoasă, vreau să te măriți cu mine. Dar să știi că ai un ochi la ciorap dus
Și este foarte disgrațios. Ce va ține minte femeia din chestia asta? Ochiul de la ciorapă, adică evident, la fel și poporul. Ce faci tu, nasol, chiar cât de mic e, te ține minte. E, asta se întâmplă cu, și cu USR-ul. A făcut niște gafe. Aia cu nu este mandatul USR să rezolve criza. Afirmație chiar a liderului partidului. Da. Da, și m-a dezamăgit un pic. A inflamat puțin spiritele. Și felul că nu a fost o dezbatere sinceră în partid după aia. Se zică, băi, Barna, adică nu crezi că ai greșit, nasol, aici. A avut o reacție de strângem rândurile în jurul șefului suprem. Mă așteptam ca USR-ul să fie diferit de alte partide care fac exact la fel. Da, ar fi trebuit să-și dea demisia Barna după rezultatul de la alegeri. Da, ar fi trebuit să-și dea demisia. Am scris și scris despre chestia asta și ar fi trebuit cu oamenii să-și caute un lider mai bun până la perspectiva următoarelor alegeri ca să înceapă cu unul mai ok. Din păcate însă, și motivul pentru care nu și-a dat demisia Barna, și aici îl înțeleg și pe el, este că nu au unul mai bun în partid pe care să-l pună în locul lui și asta este și mai tragic. Deci au n-au. Lipsă n-au. De lider. Da, n-au unul cu o platformă suficient de mare, cu recognoștibilitate, cu notorietate, cu ce vrei tu, cu abilități de comunicare. Nu sunt. Au fost vreo 10-12 și toți la Bruxelles acum. Deci ce facem? Ne aducem înapoi. Probleme și la Victor Ponta. Da? Victor Ponta, care practic a rămas să stingă lumina, cum îmi place mie să spun. Da, l-a trimis pe domnul Predoiu să dea o declarație ieri în presă, fostul șef de la SIE și adjunct de la SIE, a dat-o la... Deci m-am citit și m-am distrat. Zic, băi, dar Ponta asta cum joacă, vezi, mă, cum e cu șarpele în cazul. Stai acolo liniștit, dar... Și dintr-o dată iese unul așa și da. Ai fi zis că e terminat Ponta și uite, mai iese câte unul să-l mai ajută. Nu știu ce mai face domnul Ponta, adică... Eu în continuare sunt un mare consumator al produselor familiei Ponta. Pentru că mă duc la cofetăria doamnei. Îmi place foarte mult cofetăria doamnei din mall și mă duc și consum acolo. În rest, alte produse politice nu consum. Deloc. Dar cum vedeți despărțirea asta lui Mihai Tudose, da, cu de Victor Ponta? Mihai Tudose, ce care am înțeles că o să meargă către Partidul Social Democrat. Mai avem acolo și pe Daniel Constantin, care am înțeles că deja a bătut palma cu Ludovic Orban. Deci, practic, Victor Ponta rămâne să stingă lumina la un partid creat de... A greșit de undeva. El. Unde a greșit? Păi a greșit că s-a crezut prea mare și a vrut să fie vioara nu întâi, dar a doua. Și nu era... Nu era o idee bună nici măcar pentru el însuși. Oamenii nu l-au uitat. Oamenii nu acceptă ce a făcut el și nu e vorba de colectiv, e vorba de cu mult mai mult timp în urmă. Să nu uităm că Ponta, până la urmă, este tăticul ascensiunii lui Dragnea. Și Ponta este marele prieten al domnului Ghiță, care domnul Ghiță acum este pentru o țară afiliată unei puteri adversare României. Domnul Ghiță este în Serbia sau era în Serbia, o țară care este un pașalăc rusesc, dacă vreți. Această conexiune nu este acceptabilă la nivelul establishmentului României. Așa cred eu. Nu știu, și n-am informații de la servicii, nu mă sună unul de la servicii să-mi zică, băi, vezi că pun, dar nu știu ce e. Nu, așa simt. Poate mă înșel. Da, și mai poate reveni în Ponta? El zice că nu mai e prieten cu Ghiță și că îi pare rău de trecutul acela. Bine, nu, în Ponta au mai zis și alte lucruri și s-au dovedit a fi contrari. Asta e că nu știu ce să cred în ce domnul Ponta, să zicem. Dacă își mai poate reveni, da. În România nu există compromitere definitivă. Nimeni nu își mai poate reveni. Ca să dau doar un exemplu, Adrian Stase la Cotroceni la recepție. Adrian Năstase, la o surpriză. La recepție. O surpriză. Am văzut, președintele a fost criticat pentru prezența lui Adrian Năstase acolo. Nu au dreptate cei care l-au criticat pe președinte. Asta voiam să spun, este de fapt nu, o să spun decorat, de ce. Aici da? Eu iarăși cred că există o chestie subterană. Nu mă leg de decorație, pentru că și doamna Macovei a fost decorată și domnul Preda a fost decorat și n-au fost invitați. Adrian Năstase în ultimii 2 sau 3 ani a cochetat cu rușii. Mult. A fost și pe lista lui Dugin, dar după aceea pe la Institutul Titulescu s-au făcut o grămadă de evenimente împreună cu ambasadorul Rusiei, împreună cu musafiri de acolo. Sau cumva s-au înseglat așa anumite linii de comunicare și relații, dacă vrei, cu proruși sau chiar direct cu ruși. Ori treaba asta, la un om de talia lui Adrian Năstase, care are totuși un background în spate, are niște informații strategice în cap, e totuși omul care ne-a băgat în NATO. El nu poate fi lăsat în afara statului român. Ăsta cred că este calculul președintelui Iohannis.
Adrian Năstase e un om care știe prea multe și care riscă să devină prea influent și nu poate fi lăsat pradă facțiunii ruse. Dar ce ne facem votanții integrat, lui Iohannis? Trebuie au... integrat înapoi în... Aia care s-au supărat nu sunt votanții lui Iohannis. Nu, s-au supărat useriștii care nu sunt votanții lui Iohannis. Ne-am lămurit, hai să încetăm cu minciunea asta. Useriștii nu au votat pe Iohannis. Au votat pe Dăncilă. Foarte puțin. 8%, n-ai citit studiul. Am văzut, 8% da, au votat pe Dăncilă. Unii nu s-au mai dus, poate s-au dus. Da, nu știu. Totuși vorbim de 90%. Ok, l-au votat poate. Exagerez. L-au votat, dar nu îl iubesc. De-aia îl critică. Adică despre asta e vorba. Aia care îl critică, îl critică de asta. Și nu se uită la considerente strategice mai importante pentru România. Ăsta e un considerent strategic, Adrian Năstase, și eu nu spun calitate de cavaler de cornu, că și eu am făcut o filmare la el să-i număr ouăle și toată lumea, o parodie. De atunci lumea zice că aia a fost pe bune. Mă rog, trecem peste discernământul celor care cred asta. Adrian Năstase a fost totuși premierul care a apucat România în NATO. Cred că trădător nu este. I-a dat ștampila de trădător Marele Petrov, de netrădător, pardon. Chiar domnul Băsescu a spus la un moment dat, domnule, a făcut Adrian Năstase una alta, dar trădător nu e. Să-i dăm cezarului ce e cezarului. Ceea ce cred că nu e trădător. Ca atare, cred că mai degrabă mi se pare că a fost înghițind în sec pentru noi toți, aia a fost o decizie, cum să zic, de real politic. Nu cred că a făcut-o cu drag, domnul președinte, dar nici nu cred că trebuie să lăsăm să se formeze un buboi prea mare în partea spre est. Da? Trebuie ca oamenii care cumva au și această opțiune să fie mai degrabă integrați în statul român decât să fie integrați în rețeaua de influență a Estului. Domnule Mândruță, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră ca de fiecare dată. Și disclaimer la sfârșit, ceea ce spun eu aici este absolut clar că s-ar putea să nu fie adevărat, corect, de bun simț sau realist în vreun fel. Adică sunt păreri. Deci luați-le ca pe niște păreri, nu vă inflamați, nu... Și așteptăm reacții. Să nu credeți indiferent. Că ce spun eu aici este cum spunea Brucan, că mai trebuie 20 de ani și chiar și Brucan s-a înșelat pentru că au trecut 30 și nu s-a rezolvat cu democrația, încă nu știm cum să o folosim ca atare. Mulțumim. Mulțumesc.